asemenea ierarhie. Farul Constanța a bifat victoria cu numărul 10 în actualul sezon al Superligii, după ce a învins cu scorul de 2-0 pe Universitatea Cluj la Ovidiu, în cadrul etapei cu numărul 14. Marinari au dominat clar întâlnirea și s-au impus prin golurile marcate de Alexi Pitu și Andrei Artean, bifând astfel al 5-lea succes consecutiv pe teren propriu și al 4-lea fără gol primit. Un meci perfect, foarte bun făcut de noi, atât ofensiv cât și defensiv, chiar dacă au existat anumite greșeli de ultimă pasă, de ultima combinație, dar cred eu că am interpretat jocul foarte bine, așa cum l-am pregătit, pe o tranziție, că știam foarte bună pe pierderea mingei, mai ales, știam foarte bine că ei stau, era greu să-i desfacem, o echipă care stătea foarte bine în teren și am intuit că vom pierde unele mingi prin atac pe la mijloc și trebuia să avem o tranziție foarte bună și cred eu că am pregătit meciul foarte bine și de aceea cred că nu am dat adversarului aproape nicio șansă să poată să devină periculos. Au avut un șut repizador, dar în rest cred eu că noi ne-am creat foarte multe ocazii de a marca. În urma acestui succes, Farul își menține avansul de 5 puncte față de Rapid București, următoarea clasată în fruntea ierarhiei Superligii la fotbal. De altfel, cele două echipe se vor întâlni în etapa viitoare, vineri, pe stadionul din Giulești, în ultima rundă a turului de campionat. Până la derby, echipa constanțeană va mai disputa marți după amiază în deplasare partida cu CSM Alexandria, prima din grupa C a Cupei României.